10. Hei, hei, am revenit. Vom continua cu ultimul nivel de la Warcraft 1, Orc. Nivelul 12. Să vedem despre ce o să fie vorba. Eu am văzut scorul data trecută, să vedem cinematicul. Stormwind Keep is ours to take! The Orcish hordes gather like buzzards to carrion as the moment of destiny is close at hand. A low growl fills the air as your wolf riders whip their savage mounts into a frenzy. The earth shakes as catapults are loaded and moved into position. The fires of the burning rubble about you dance in your eyes as you gaze upon the pristine white towers of Castle Stormwind. White that will soon be washed with the red of King Lane's blood. With his fall, all of Azeroth will be yours. Sunat un pic malefic. Haideți să vedem despre ce e vorba aici. Deci dincolo a fost Blackrock Spire, aici ai clădirea. Layout-ul seamănă de mult cu nivelul 3. Sper că aici nu mai folosesc băieții invizibilitatea. Avea rideri și un grunt, desigur. Ok, bun. O catapultă va fi jos una sus. Facem firăria și vom face direct warlock pentru că avem research-ul făcut. Da, seamănă foarte mult cu misiunea 3. Haideți să explorăm, să vedem. Și turnul. Perfect. Bun. Iată că deja vine călărețul. Mi-am scos mufa. Destul de aproape. Inamicul. Avem o mină de aur. Rodul. Bun. Face train, vom face upgrade-uri și vom pune zaranii la lemn. Deci vom merge cu demoni, pentru că este cea mai simplă variantă, să zic. Și vom începe acum. Probabil o să se folosească de invizibilitate, vom lăsa câțiva spirmeni acasă. Iar este vom grupa jos. Bun. Elemental de ator. Sacrificii. Ferme. Da, am să jur. Va veni. Va ataca țăranii. Deci în partea de sus la mina de aur. Vom ține acest necrolite jos. Să putem folosi un holy armor în caz dacă e ceva. Pentru că avem riderul destul de slabit. Și atunci putem profita de ocazie. Anterior vom lăsa de pază câțiva spearmeni. Și vom începe atacul cu demoni. Desigur, upgrade-urile nu se lipsească. Mergem un pic în partea de jos pentru ferme. Un cleric care nu știu unde merge. Chiar în partea cealaltă. Ciudat. Nu-i sfutmen încoace. Haideți să mai construim două ferme. Lemne. Ok, vreau să fie la lemne.
Ciudat. Opa. Destul de nasol că-mi pierd țara mii. Am uitat să folosesc un holy armor, dar n-am fost atent. Haideți să fim ok cu aurul. Să tăiazlem și în partea de jos. Pentru siguranța mea că rămân cu doi țărani. Și pe sus vom începe să îi dăm peste bot la cleric. Abar n-am câte sate au, dar vom afla în scurt timp. Să dăm o viziune, să vedem. Am găsit un sat. Catapultă pregătită. Cucerit un sat de sus. S-ar trebui să se comentăm. Cu Spearman, bun. Și să meargă cu aur treaba. Acolo încă un Spearman. Desigur ar trebui să continuăm cu Warlocii.
tablete. Bun. Da. Nu e cazul de așa ceva. Duci acolo. Încă o să taur. Să testăm avionul. Ferme. Stă acolo. Vom continua cu spirmenii. Acest sat e cucerit. Mai rămâne cel de jos și probabil gata misiunea. Cred. Ah, nu, că mai este unul aici. Deci sunt trei sate. Un pol aici. Răzbunare că am distrus satul, mă gândesc că iau nicio problemă. Nicio problemă că vom scoate demonii la iveală. Era un wizard. Conjurer. Haideți să avansăm un pic cu demonii. Că ne vom apăra și din partea aceasta. Călăreți aici. Avem un spearman acolo. Perfect. Și acest sat este gata. Tot o primite elementale. Perfect. Spearman. Un warlock. Da, 3, 4, 5, 6, 7, încă nu mai trebuie. Stii un pic focul la fermă. Și un spearman. Și acum nu mai trebuie fermă. Facem matematica cu demonii. Antena for Woodmore Farms. Ok. Deci ne trebuie câteva ferme. Așa. Ce interesant că își construiește tot înapoi.
Aș construi acum, nu mai construiește nimic. Care n-au mana, n-au mana. 1, 2, 3, 6 demoni. Ah, da. Un elemental. Iarăși nu avem ferme. 3, 4, 5. Dacă nu știu pe cine să atace, de ce nu? Probleme pe sus. Okay, dăm un cloud of poison. Tot trimite aici soldați și nu înțeleg de ce. Bun. 4 demoni. 4 demoni. 2 demoni. Destul de complicat ultimul nivel. Nu știu
4 sate, 5 sate, 5. Să începem să demolăm, să facem niște pământuri pe aici. Obiectivul principal primăria aceasta, care nici nu e așa mare. Trebuie să trimitem și doi de pe sus. Că-i gata nivelul. Da, văd că muncitorii lumea știu ce să facă. Posibil să fie fost singura primăria la care au avut acces. Vino aici. Ce-s doi? Ah, atât a fost super. No, haideți să vedem care-s creditele și... Cam asta a fost seria de Warcraft 1. Gaze upon the destruction you have wrought and the broken bodies of your enemies. Designer. Haideți să vedem, cinematică special. With the decimation of the human forces, the sacking of their castle was a simple matter. They offered little resistance once you ran their weak leader through with your warblade and toppled his body into the moat. The ticking of Stormwind has kept your warriors in good spirits, and the offerings of gold and jewels that they bring to you are ample tribute to your leadership. Wine flows like blood, and the smell of freshly cooked meat fills you with satisfaction as you begin your victory feast. The countryside is ablaze with bonfires as groups of battle-hardened orcs celebrate the domination of this land with songs of war and victory. You have finally assumed your rightful place as ruler of this realm and as war chief of the orcish clans. Super. Deci ne-am deplinit misiunea. Și cred că what new conquests will await you in this place? The Shadow Council has begun to bring you information concerning the lands across the Great Sea that are as yet untouched by Orcish rule. The Warlocks also seek your permission to resume their experiments with the portal, their intent being the subjugation of other worlds. With the power you now possess, your choices are limitless, but these are choices for another time. Ei știau că o să facă și Warcraft 2 de asta. Cred că mă gândesc că noi suntem pe tron aici. Dar este bine. Da, game design, credite, super. No, cam atât a fost. Deci, vă mulțumim că ne-ați urmărit în serie. Vom reveni cu misiuni custom și cu un mod insane la Warcraft 1. Dar asta va fi altă dată. Așa că vom încheia aici. Ciao!